Rădi să-ți aduc și ție să fie preventiv. Mulțumesc frumos, dar nu e ziua mea neam deloc. Plus că fetele de la Bambi plecare. De ce ai încurcat borcanele precum... Nu le-am încurcat, ia niște fân și un tort. Uite ce ți-o prinde rău. Mie? Da. De ce arăt urât? Arăt rău? Nu ne-au sunt rămas, trasă la față așa? Nu ne-au rămas trasă la față și deoarece ai slăbit, arăt bine. Mulțumesc. Dar nu, ia-le că au rămas pe aici, pe inventar. De la ce? De la... Ce-o fi fost ziua, doamne Elena Merișoreanu? Da, cred că da. Doamna Elena Merișoreanu vine astăzi însoțită de una dintre cele mai bune prietenele ei din tot universul ăsta. Elisabeta Torcu și Elena Merișoreanu sunt prietene de peste 40 de ani, le-au trăit pe toate împreună și vin să ne povestească care ar fi secretul unei asemenea prietenii fantastice și dulci! Oh! Elena și Elisabeta! Hristos a înviat! Moata mea! Să ne fiți sănătoase și fericite, vai ce frumuseți! Mulțumesc din suflet, v-am găsit! Succelul meu! Bine ați venit și vă mulțumim mult! Mulțea trăiască, mulțea trăiască, la mulțea! Să ne trăiți cu numele, să fiți sănătoasă, fericită! Și aveți cu fericire! Un tort din partea noastră, așa, aveți și un buchet. Dragii mei, s-a gândit că totuși e prea slabă, trebuie să o mai îngrag. Auzi, Teo, știi ceva? Atât am slăbit că nici un costum nu mai îmi vine bine. Doamna Elena, avem și un buchet de flori pentru dumneavoastră. Stați că vă ajut eu, Doamne, cu tortul. Doamne, ce frumuseț. Uitați. Hai, e prea frumos. Așa? Luați un buchet de ăsta română, bine ați venit. Facem schimb de flori. Fac, dați-mi voi să vă pup la mulți ani. Mua. 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 Și pentru doamna Elisabeta, un buchet de flori. Să rămâna, bine ați venit. Mua. Păi întotdeauna veniți cu surprize așa frumoase. Uite-le cât sunt de frumoase amândouă fetele noastre. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Îl verificam să văd dacă e proaspăt, colega! Să ne așezăm ca să începem să ne bârfim, să ne bârfim una pe cealaltă. Cele două prietene au fost martore fiecare la evenimentele cele mai importante din viața celeilalte, cum necum. De-a lungul a 40 de ani au trecut prin bune și prin rele, dar culmea e că acum povestite, toate lucrurile mai puțin plăcute par foarte, foarte amuzante. De exemplu, acum stăteam și mă gândeam la momentul în care ați rămas, dacă mai țineți minte, acum mulți ani, așa e, ați, mulți ani. Ați rămas, ați plecat de la Vaslui, cred că, pe o ceață din asta îngrozitoare și... Era un revelion. Ne-am dus la un revelion. Amândouă. În primul rând, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe dragii telespectatori. La mulți ani, Elena. La mulți ani Elena tuturor și celor care poartă acest nume. Corect, la și mulți ani. Vă mulțumim pentru că ne-ați invitat. La mulți ani, mami, sper că anul viitor să vă răspunzi la telefon. Mami. Să rămână mult, eu te-am sunat. Mara antena mea de bulgari. Am sunat la ea ca la fasole, mă rog. Și la mine sunt la fel și degeaba, colegi. Teo și dragii mei, cei care ne ascultați, de peste 40 de ani ne cunoaștem și în acești 40 de ani niciodată, dar niciodată n-a fost, eu știu, cât de mică divergență între noi. E foarte ciudat în lumea artistică, pentru că de obicei parcă tot îți vine să zici ceva. Generația noastră, ea e mai tânără ca mine oricum, dar vreau să vă spun că eu mă simt cea mai bogată. Că am avut și am colegi de peste 45 de ani care suntem aproape și la toate evenimentele, la bine, la rău, că asta e viața, noi am fost alături unul de altul. Indiferent că a fost o zi onomastică, că a fost o nuntă, botezuri sau o petrecere în familie, da. Sau dacă fetele mele au fost nașe undeva, ea întotdeauna. Și nu numai atât, ne-am recomandat unele pe altele la anumite spectacole sau anumite petreceri familiale, ne-am susținut frumos. Și vorbeam de, așa, de revelionul de la Vaslui. Da, trebuia să cântăm în fața Consiliului Județean, deci trebuia să fim la ora 9 acolo. Sigur. Și am plecat din București destul de devreme, dar pe o ceață și pe nu un polei. La da, un pas. Da, aveam un șofer, nenea Cristi Vruță, da, care avea o mașină nu tocmai performantă și mai ales pentru timpul, pentru poleiul care era pe jos. Și săracul mergea destul de încet, destul de prudent și noi spuneam, te rugăm, hai, întârziem, ne-am îmbrăcat în mașină. Ne-am fardat în mașină, da. Ei, și am trecut cu bine.
Dar în momentul și nu numai. Care a văzut-o pe cealaltă cu viitorul ei, logodic, am senzația că Elena, Elena. A văzut-o pe Elisabeta plimbându-se prin, prin centru vechi, da, cu cel care urma să-i devină soț. Da, da, ea a fost prima colegă care, care l-a cunoscut de fapt, soțul. I-am prezent, eram logodiți și... Câți ani să fie de atunci? 36 de ani. Mulți înainte! Mulți înainte, Doamne, bravo! Doamne, ce frumos! Și vă aduceți aminte de toate lucrurile astăzi, astea. Astăzi când m-au sunat, când m-a sunat colega dumneavoastră, mi-am amintit așa, parcă dădeau năvală toate gândurile, da, da. Am închis telefonul cu domnișoara respectivă și... Tot veneau! Tot veneau și am sunat-o. Spre exemplu, am avut un turneu extraordinar de frumos în Israel. Da. Cel 11 care... zile, cât a stat? Aproape 11 zile. Da, 11 două zile. Săptămâni, cel cu care a organizat... Antonescu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Antonescu. A fost singura noastră excursie... La Moldova. Am fost și în Moldova. Și în Moldova. Ne-a dus și în Moldova. Și a spus, mă, vă iau pe toți cântăreții. O parte, 14 o parte. Soliști am fost, da, din toate zonele țării. Și o parte dintre ei au plecat acolo în lumea fără, da, dor. Și astăzi Elena mi-a adus o poză, o fotografie făcută, cred că aveți pe ecran, dacă... da, făcută în televiziunea română. Da. Emisiunea a fost făcută de către regretata Marioara Murărescu și acolo în poze eu nu am. Astăzi am văzut-o, da, și m-am emoționat extraordinar de mult pentru că sunt trei colege alături de noi. Poate avem care, care au plecat de par, da, care au plecat acolo sus la stele. Da. Mariana Drăghicescu, Maria Bararu și Maria Apostol. Maria Apostol. Aceasta este fotografia? Nu este aceasta. Aici suntem la Revelionul Artiștilor. Tot la domnul tot Ion la domnul Antonescu. Ion Antonescu, pe care îl salutăm. Îl salutăm și mulțumim pentru tot ce, da, a făcut pentru, da, noi. Amintiri foarte frumoase. Teo... Asta e din Israel, cu Sofia Dicoveanca, cu Ionela Prodan, Veta Biri. Aici este Ana Pacatiuș. Ana Pacatiuș! Știi că... Uite, ca să vezi. Da. Cum? Dar eu știu pe Lucreția Ciobanu. Ce Dumnezeu! Mioara Velicu, doamna Maria Ciobanu. Eu dormeam acolo. Aici... Ăsta... De la Lucian Drăgan. Lucian Drăgan. Elisaveta Bogdan și la mormântul sfânt eram, da, era. A, așa că exact asta povesteați. Da, da. Și ați ajuns voi în Israel. Cum a fost acolo? Păi o minune de turneu a fost. Atâția colegi de cântec, o încărcătură emoțională extraordinar de mare și domnul Antonescu, cel care a fost și ministrul culturii și are o firmă de... Da, turism, da, da, și eu. Așa, are o bogăție de, și un fel de a ne explica toate locurile sfinte. Știa Biblia pe din afară. Pe din afară și ne punea întrebări. Ce am văzut ieri? Unde am fost ieri? Fetele, avea premii pentru toți și noi, da, care ca un prâștia. Mai uităm. Asta e prima mea poză de afiș, Teo. Ai, ce frumos! Eram nefardată. Nici, da, nu prea se purta pe atunci. Nu se purta, nici nu prea erau farduri. Eu aveam 18 ani. Aici sunt cu Ion Dolănescu, Maria Bararu. Da, regretata Maria Bararu, da, da. Noi v-am invitat și ca să Benone vă întrebăm Simulescu. Ce presupune o asemenea prietenie? Pentru că noi suntem... Respect. Nu-i așa? Respect, buna creștere, credința. Elena Merișoreanu, pentru că pe ea o sărbătorim, este un om... Pe toți cei, pe da, dar pentru că este vorba de tine și de prietenia noastră de atâția ani, este un om generos, da, foarte generos. N-a uitat nicio clipă de unde a plecat. La masa ei, în casa ei, au fost găzduiți și au fost primiți colegi de cântec, care n-au avut unde se caza, au avut diferite necazuri, probleme, la Elena Merișoreanu trăgeau toți. Ce scrii și tu acolo? Hotel! Merișoreanu! Sau când... Da, merită aplauze. Sau când îi spuneam, uite Elena, cineva are nevoie într-un mare necaz, într-un mare impas, sau biserica respectivă, ea și Mioara Velicu sunt cele două colege de cântec și doamna Ștefania Rareș, da, care nu au ezitat nicio clipă. A fost când... aici Ștefania, da, Rareș, am văzut-o, acum, da, o salutăm zile cu tot dragul. Și pe Mioara și pe toată... Poți să o bârfiesc un pic pe Mioara? Că nu-i de față și nu se poate apăra. Așa. De bine numai. Draga mea Mioara Velicu, dragostea mea.
Vreau să spun că datorită ție m-am reaplecat atât de frumos asupra muzicii populare. Să te simți fericită că datorită ție mulți oameni din familia mea și din cercul meu ascultă muzică populară. Te iubesc până la cer și înapoi. Și mai ales eu acum pe data de 26 plec cu ea la o sărbătoare frumoasă care va fi lângă Sibiu, unde vor fi peste la Ciznădie peste 1000 de pensionari. Dar până una alta la Salamanca. Da. La Salamanca mergem împreună. Duminică acum, duminică avem avion la 7 dimineața. Voiam să vă cer când ați început să vă faceți bagajele. Da. Duminică e poi mâine. Avem spectacol în Salamanca, în Spania. Este ziua românilor de pretutindeni. Și se adună cu toți în Salamanca. Da, da. Oh, eu am fost și anul trecut. O sărbătoare, vin și de la 200 de kilometri. Mii de oameni, mii de români. Și unde se adună? Într-un câmp, că mai fost și la Roma undeva, cu ea. Da, undeva, ca un stadion. Și dacă plouă? Dacă plouă, în ploaie, cu umbrele. Aia, gândești negativ dacă plouă. Nu plouă, dragă. Vreau să spun, Teo, că o vezi o mare de oameni. Nu te mai interesează. Cu lacrimi pe ochi. Sau alții veneau și ne arătau mâinile muncite. O, Doamne, cât sunt de umiliți. Și dorul de acasă. Cântecele noastre, spuneau mulți dintre ei, când eram acasă, n-ascultam. Dar aici, toate frunzele, toate florile din cântecele dumneavoastră, tot dorul trece așa din cap până în unghie. Exact cum spune ea, am întâlnit foarte mulți tineri, și nu numai tineri, care spuneau, eu în țară n-am ascultat niciodată muzică populară. Dar vi s-a întâmplat vreuneia dintre dumneavoastră să vrea să rămână străinătate și cealaltă să oprească? Nu, niciodată. Nu s-a întâmplat, nu? Am fost împreună în toată Italia, lumea asta. Am avut un spectacol extraordinar de mare, Paștele Românilor. Niciodată nu ne-a bătut gândul. N-am făcut multe turnee împreună afară. Multe turnee am făcut în țară. În țară. Și spectacole și la nunți am cântat împreună, dar niciodată eu cel puțin n-am avut acest gând de a rămâne, pentru că provin dintr-o familie numeroasă și totdeauna m-am gândit, mie poate mi-e bine, dar cei de acasă ce fac? Da, întotdeauna i-am pus pe cei de acasă. Da. Ce frumusețe! Da. Nu știu cum au curaj alții. Și noi suntem legați de pământul ăsta. Da, dar și românii care au plecat, tot legați erau, dar n-au avut încotro. Știți bine ce se întâmplă, că voi cântați mai mult pentru cei de afară decât mulți alții. Da. Într-un minut o vom asculta cântând pe Elisaveta Turcu, un om foarte special pentru noi. Le-am invitat pe cele două doamne astăzi pentru că de 40 și ceva de ani se știu, se acceptă și au înțeles că respectul și buna creștere reprezintă câteva dintre secretele unei prietenii. În ziua de azi, oamenii nu prea mai au timp, mai au răbdare, sunt nervoși. I-ați văzut cum se înghesuie în autobuze, cum se claxonează la intersecții, ori fi vremurile, oare ori trece? Probabil și lipsurile și necazurile. Mai ales și lipsurile mai degrabă. Da. Elisabeta este prima care va cânta în seara asta. Dar trebuie să-i admirați acest costum. Exact asta voiam să zic. Dăm voie să vă spun. Această fotă am îmbrăcat-o pentru prima dată astăzi. Mi-a dăruit-o învățătoarea mea din satul Oești, doamna Nițu Elena. La mulți ani, doamna profesoară. La mulți ani, doamna. Învățătoare, se uită la televizor. Este fota pe care i-a făcut-o mama dumneaei. Să-i dăruim acest cântec, doamne învățătoare. La mulți ani, doamnă, Elisaveta Turcu. Buchețel de tufănele, dragi surioarele mele, în căsuța de sub faci am crescut, ne-am avut dragi. Ca pui în cuib am crescut, tare bine ne-am avut, măi, măi. Cât era ziua de mare, ne jucam pe deal și vale. Prima
vor adunam flori, eu și ale mele surori, măi. Florile din poienițe ni le făceam coronițe. Și din florile de-nalbe ne făceam cerci și salbe, măi, măi. Și iarna la colindat băteam satul lung și lat. Timpul repede a trecut, ca pâine am risipit, măi. Un an de-al și alta în vale, alta la mijloc de cale. Una măritată în sat, eu prin lume cânt cu drag, măi, măi. Că pe unde ne-am aflat, ne unește dragostea, măi. Ne unește un dor mare, e dorul de surioare, măi, măi. Crescute pe o tulpină din aceeași rădăcină.